Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Doamnelor, domnilor, bun găsit, o nouă ediție a emisiunii Fără Prejudecăți începe chiar acum la TVR. Eu sunt Ovidiu Damian, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Vă reamintesc că emisiunea noastră este interpretată și în limbaj mimico-gestual de către colega noastră Adelina Ciocotișan, asta pentru ca mesajul nostru să ajungă și la persoanele cu deficiențe de auz. În același timp, o variantă accesibilizată pentru nevăzători se regăsește pe platforma Mixcloud. Despre un studiu interesant care vizează acceptarea, care vizează incluziunea în domeniul educației, vorbim în prima parte a ediției de astăzi a emisiunii noastre. Studiul se numește Educație pentru Democrație în școlile din România. Invitatul meu, Gabriel Bădescu, directorul Centrului pentru Studiul Democrației, este alături de mine în platou și va deschide această ediție a emisiunii. După care, Raluca Avram, colega noastră, vă prezintă o nouă rețetă fără prejudecăți. Bogdan Cristea ne aduce știri din domeniul dizabilității, iar colega mea, Andreea Noci, vine cu ultimele detalii și ea. Îl salut pe primul meu invitat, îți mulțumesc foarte mult că ești alături de noi. Mulțumesc de invitație. Un studiu, spuneam telespectatorilor noștri, interesant. Educație pentru democrație în școlile din România. Vreau să pornim cu începutul, să ne spui cum v-a venit ideea ție și colegilor tăi, ești unul dintre cei patru autori a acestui studiu, cum v-a venit ideea să sondați aceste lucruri și care e toată construcția din spate? Sigur. De câțiva ani, colegii mei și cu mine ne-am prins că orice am studiat și legat de societatea românească și fenomene unde găsim lucruri care nu ne plac, atunci când căutăm cauzele prime, ajungem la educație. Și de aceea de ceva timp studiem lucruri ce țin de educație, o vreme sau unele studii sunt despre învățământul superior, noi suntem profi, trei dintre cei patru autori, dar în același timp ne dăm seama tot mai mult că accentul ar trebui să cadă mai mult pe școala de dinainte a universității și că problemele care sunt mai serioase acolo sunt. Deci asta a fost ideea de ansamblu. În același timp, o altă idee care ne animă e faptul că atunci când se vorbește despre școală, sunt evidente preocupări ce țin de piața muncii, de a avea cei mai buni IT-iști sau cât mai mulți IT-iști, de a avea copii care au scoruri bune la testele PISA, despre care iată că acum se discută și eu studiez și o parte despre PISA, dar se discută prea puțin despre lucruri mai greu de observat în note, olimpiade, bacalaureat, și anume că ne dorim să avem în jurul nostru cetățeni atenți la societate, la instituții, care arată toleranță, solidaritate față de ceilalți. Adică relaționarea cu celălalt, nu e așa, lucruri mai puțin cuantificabile sau care nu vizează notarea școlară, performanța școlară. Exact, relaționarea cu ceilalți și înțelegerea societății și a lumii, pentru că altfel riscăm să avem super IT-iști, dar atunci când sunt alegeri să voteze pentru clovni sau persoane cu care vin cu propuneri nefericite și în final societatea să meargă abrupt în jos, lucru pe care îl observăm în alte locuri ale lumii. Deci acesta e mesajul nostru important. Odată școala contează, școala preuniversitară contează mult și partea asta soft de atitudini și norme este una cheie. Deci de aici a venit ideea. Studiind pe profesori, înțelegem sau putem să avem așa niște bănuieli despre ce se întâmplă în școli și ce ar putea să învețe elevii de la profesori. Putem spune din capul locului despre faptul că, de fapt, dorința voastră nu a fost aceea de a găsi un țap ispășitor sau de a spune, iată, profesorii sunt o categorie ciudat, niște extraterestri aterizați pe pământ românesc, un pământ unde lucrurile stau extraordinar de bine în termen de toleranță, acceptare, incluziune și așa mai departe, vină ăștia care strică, iată, această imagine. De fapt, ei sunt parte
din poporul român, cu exact așa cu rezultatele pe care la care o să te rog să faci referire. Da, asta e un paradox al studiului, pentru că argumentul nostru e tocmai acela că avem nevoie de mai multă solidaritate și cooperare și înțelegere între diferite categorii profesionale sau categorii de oameni din societate. Studiul a avut un succes absolut neobișnuit pentru un studiu de acest tip. Avem indicatori din ăștia scientometrici care arată că e de departe cel mai citit studiu din ultima vreme. A creat și controversă? Și pentru că în presă a fost preluat uneori cu titluri așa senzaționale, deși e un studiu pro-solidaritate, toleranță, riscă pentru cei care nu îl citesc să producă exact efecte din astea de creștere a diviziunii, de a găsi un nou țap ispășitor pentru ce nu ne place în societate, o nouă soluție din asta simplă și magică. Deci acum, pe lângă asistații sociali, pe lângă politicienii corupți, pe lângă alte categorii, iată, am putea să avem și profesori. Asta e și rațiunea pentru care tratăm în felul acesta subiectul la emisiunea Fără Prejudecăți și îți mulțumesc încă o dată pentru că ai acceptat invitația noastră. Și eu îți mulțumesc că am șansa să adaug aceste nuanțe în plus și să reparăm din răul făcut de titluri din acestea care, da, au făcut studiu popular, dar riscă să vină cu un mesaj absolut diferit de ce am vrea noi să transmitem. Vorbește-ne despre ceea ce vreți voi să transmiteți, vorbește-ne despre cele mai importante concluzii pe care voi le-ați găsit reieșind din acest studiu. Da, deci e vorba despre un eșantion de 1400 de profesori ales în așa fel încât să fie reprezentativ pentru profesorii de clasă 5-12 din România. Deci avem gimnaziu, liceu, sunt iată două etape foarte importante. Exact, dar de asemenea și structuri pe tip de localitate, pe regiune, pe vârsta profesorilor, pe specializările lor. Deci putem să vedem cine sunt profesorii în ansamblu, dar în același timp să facem comparații și în interiorul lor. Iată, câteva idei sunt regăsite pe imaginea pe care dumneavoastră o vedeți acum, doamnelor, domnilor, pe micile ecrane. Da. Am pus întrebări pe care le-am împrumutat din literatură, deci nu am reinventat roata de fiecare dată, nu am inventat un termometru nou cu care să măsurăm temperatura, am luat niște instrumente care să ne permită și comparații cu restul societății. Da? Sunt alte studii în care vedem cum sunt adulții din România în ansamblul lor și avem astfel de comparații între profesori și restul societății, cu accent asupra celor din societate care au studii superioare, pentru că majoritatea profesorilor între clasele 5-12 au studii superioare. Deci am vrut să vedem cum văd ei societatea, cum văd instituțiile din România. Ne-a interesat să vedem dacă sunt mulțumiți cu un sistem democratic în general sau și-ar dori alternative care nu sunt la fel de democratice. Și de aici a venit concluzia voastră, proporția profesorilor care au un atașament scăzut față de prezența unui regim democratic în țară este îngrijorătoare. Este îngrijorătoare. Bun, aici e și o chestiune de așteptări. Adică dacă unii de la bun început se așteptau ca proporția asta să fie ridicată, vor spune, good news. De fapt, unele dintre comentariile care deja au apărut au fost că nu e nicio știre proastă acolo, pentru că profesorii din studiul nostru sunt asemeni populației în ansamblu. Nici mai bun, nici mai răi. Sunt mici diferențe în funcție de întrebare. Da? Au fost și persoane care s-au întrebat și îmi cer scuze că te întrerup, oare nu ați avut cumva o eroare prea mare? Și cu siguranță voi studia așa acest lucru, deci nu se pune problema că cumva abaterea standard, să spunem, sau devierea de la, da, nu-i așa, în cercetarea în sine ar fi putut să distorsioneze cumva aceste rezultate. Există aceste riscuri, am încercat să le micșorăm pe cât posibil. 1400 de subiecți nu e puțin. Foarte multe din eșantioanele și studiile de pe eșantioane despre care se discută în spațiu public au eșantioane mai mici. Marja de eroare e sub 3%. Deci în grafic, în rigorile, să spunem așa, academice, nu? Exact. Deci academic noi spunem că e un studiu riguros și expertiza noastră și alte studii cred că vorbesc în favoarea noastră. Ați avut vreun termen de comparație sau făcut înainte astfel de studii la care să vă raportați cumva, să vedeți dacă aceste variabile au fost cumva, nu știu, modificate de la o vreme la alta?
Să aveți un sistem de referință de la care porniți, da, să vedeți deci, dacă profesorii sunt mai toleranți sau din potrivă mai puțin toleranți față de cum erau, nu știu, acum 5, 10, 15 ani? Din păcate nu. Studiile în general sunt pe populație în ansamblu și apoi, sigur, poți să iei din eșantion câteva subcategorii, dar profesorii fiind procentual o parte mică din populație, ei sunt prea puțini. Deci studiul ăsta e o premieră din acest punct de vedere. Deci, în ansamblu, ei sunt destul de asemănători cu populația generală, dar aici argumentul meu și al colegilor mei este că nu ar trebui să ne mulțumească acest lucru, la fel cum nu suntem mulțumiți când profesorii de matematică știu matematică cât restul populației. Aha. Ei știu mai multă matematică și ni se pare absolut deci firesc. Deci formează caractere, personalități așa. Și nivelul lor de expertiză ar trebui să fie ridicat net și din aceste puncte de vedere. Da. Și de asemenea, o altă idee și un alt argument este că caracterele și personalitățile și valorile nu se formează la materia numită educație civică, care oricum e o parte minusculă, prea mică din programa școlară, se formează absolut la toate materiile, inclusiv la matematică, într-o măsură foarte mare la limba română, prin felul în care îi selectezi pe autor și apoi îi discuți în contextul în care și-au scris operele. Deci nu e vorba de a înșira niște lozinci elevilor, fiți respectoși, tratați egal pe fiecare din societate, ci de multe ori e vorba chiar de comportamentul profesorilor. Deci profesorul care îi tratează egal pe copii, indiferent de statusul socioeconomic, indiferent de religie, de etnie, care păi, știe... Asta e dezideratul, pentru că văd a doua concluzie, care spune nivelul de toleranță socială al profesorilor este scăzut, chiar mai redus decât unele categorii de persoane, decât în restul societății. Exact, deci e unul dintre rezultatele care sunt îngrijorătoare și combinat cu un alt rezultat și anume acela că atunci când uităm la vârstele profesorilor și la aceste atitudini, cei care sunt tineri sunt frecvent mai puțin atașați de democrație, mai puțin toleranți, wow. Mai puțin solidari. Și tu cum îți explici acest lucru? E chiar o concluzie îngrijorătoare. Ne putem gândi la explicații, dar să nu pierdem morala, concluzia importantă acestui rezultat. Adesea noi credem că din schimbarea de generații, societatea noastră devine progresiv mai bună, mai funcționează mai bine. Tolerantă, mai inclusivă, mai deschisă la dezbateri, la negocieri, la a găsi politici care sunt potrivite pentru societatea în ansamblu și nu doar pentru o elită foarte îngustă. O genul ăsta de rezultate în care partea tânără a populației este sub medie, ne arată că trebuie să intervenim, pentru că dacă lăsăm lucrurile să meargă de la sine, are loc un declin și nici de cum evoluție, convergența spre normalitatea pe care ne-o dorim. Cel puțin unul din nou profesori se pronunță în favoarea plasării elevilor romi în clase separate. Doar 4 din 5 au optat pentru varianta învățării în clase diverse din punct de vedere etnic. Da. Sigur, în spatele fiecărui răspuns la aceste întrebări pot să fie lucruri diferite. Poate să fie aici discriminare și ostilitate față de romi, sau poate să fie și neputința în a se descurca în situații dificile la școală, pentru că fie pentru că nu au fost pregătiți suficient, fie pentru că sistemul nu le alocă resurse. Deci, da, fiecare dintre aceste întrebări poate să aibă interpretări destul de diferite. Și analize diferite, pentru că știm, e foarte ușor, exact cum spui, să aruncăm cu pietre situația în care anumite școli speciale au servit drept loc de incluziune pentru copiii de etnie romă, adică ești țigan, mergi la școala specială. Mai mult decât atât urlăm adesea că cei cu dizabilități nu sunt integrați în învățământul de masă, dar ce mijloace, ce resurse au la dispoziție cei de acolo? Există cadre didactice de sprijin? Au fost situații cum ar fi, de exemplu, cazul Pitești, pe care noi l-am discutat la Fără Prejudecăți, în care Direcția de Asistență Socială, Centrul Județean pentru Resurse și Asistență în Educație trebuiau cu toții să intervină, ori ele au fost niște mecanisme pur și simplu înghețate, în fața cărora profesorul nu a avut altă șansă decât de
Da. Excluziunea cred elevilor. Cred că sunt două probleme cheie în școala românească. Sunt mai multe, dar în acest caz e vorba despre faptul că profesorii români, atunci când sunt comparați cu profesorii din alte societăți, au una dintre pregătirile cele mai scurte. E aproape ca și cum ai avea un medic care a trecut printr-un spital, a asistat la câteva operații, după care îi se dă halatul și se spune de acum înainte profesez. Deci, pregătirea... Mai scurte și implicit mai slabe? Acum n-am intrat în aceste detalii, sau în acest studiu, dar... Este destul de clar dintr-o altă cercetare că pregătirea este slabă pe partea de a face față unor situații dificile. Profesorii, viitorii profesori, sunt pregătiți în orașe universitare, precum Cluj, în parteneriat cu școli, fără probleme, unor cele mai bune școli. Deci ei sunt asemeni pilotului care a fost pregătit să zboare în condiții neproblematice, după care va trebui să se descurce și când sunt turbulențe și sunt furtuni. Deci asta e o problemă. A doua problemă este că pregătirea pe durata profesării e foarte subțire și foarte... slab urmărită. Deci, da, sunt profesori care participă la cursuri de recalificare și învață lucruri, dar foarte adesea ele sunt formale și... Am discutat cu profesori care spun că în viața lor n-au făcut o oră de autocunoaștere sau de dezvoltare personală. Da. Apropo de atitudini, valori, toleranță, incluziune, democrație. Exact. Deci aici e o problemă de design a sistemului, deci nu e o vină individuală a profesorului, ci a felului în care este proiectată intrarea în profesie, a felului în care se definesc standardele minimale, ce înseamnă o calificare minimă pentru ca copilul tău să fie educat de cineva. Și e absolut greu de înțeles de ce atunci când mergi într-un spital îți dorești să fii operat de un medic și nu de șoferul salvării, dar se acceptă atât de des ca în școală să fie, să predea cineva care nu a fost pregătit pentru profesia respectivă. Și în România avem peste un sfert dintre școli care au cel puțin un astfel de profesor care nu e pregătit pentru profesia, pentru specializarea respectivă. Deci asta, dincolo de calitatea pregătirii efective pentru o specializare, avem oameni care nu sunt pregătiți chiar deloc pentru ceea ce predau. Deci asta e o problemă gravă de proiectare a sistemului. A doua problemă e felul în care sunt plătiți și sunt premiați profesorii. Profesorii cei mai calificați în școala românească au parte de elevii cei mai bine pregătiți, cei unde cumva deja părinții au... O tautologie sau nu știu cum să o numesc, un cerc în care nu, cei mai buni lucrează cu cei mai buni și atunci se autovalidează reciproc, fără să fie turbulențe, cum spuneai, fără să fie probleme, fără să fie depus un efort exact, real. Exact, deci dincolo de validare, de faptul că un profesor are un copil olimpic și de fapt descoperi că toată pregătirea a venit în afara școlii, e și faptul că în mod sistematic profesorii din școlile cele mai bune sunt profesorii cei mai pregătiți, acolo vezi o proporție mare de profesori cu doctorate, cu experiență internațională, și în același timp școlile problematice sunt cele care sunt așa, adică un fel de... cei fără resurse sunt lăsați, da, și mai la... Exact, poartă. Sunt ca un fel de școli de pedeapsă, ori asta e complet nedrept. E segregarea pentru... asta pe criterii de elită? E marginalizare? E... Da, deci e o problemă gravă de inegalitate, care sare în ochi, în primul rând, când comparăm urbanul și ruralul, când ne uităm pe indicator de succes ai școlii, parcă vorbim de continente diferite. România are una dintre ratele de părăsire timpurie a școlii, de abandon, cele mai ridicate din UE, în jur de 18%, și care nu scade. Dar ce e absolut șocant e când te uiți la aceste rate pe urban și rural. În urban e 5%, adică chiar puțin, și este 30% în rural. Hai să adăugăm în discuția noastră, îți propun acum o altă variabilă, părinții.
aș corela una dintre concluziile despre care o să discutăm imediat cu un exemplu practic întâmplat chiar în Cluj-Napoca. Mi-aduc aminte, în urmă cu vreo 2 ani de zile a izbucnit un scandal destul de mare la școala de muzică, o profesoară filmată de telefonul unui copilaș, clasele mici, profesoara îi abuza verbal, dacă nu mă înșel, a avut câteva intervenții în care îi abuza chiar fizic pe acei copii. Colegii mei de la știri au mers pentru că s-a organizat o demonstrație în fața școlii, părinții erau cu toții în stradă. Am fost convinși că vom surprinde, nu știu, o solidaritate din partea părinților de a, că această persoană poate, nu știu, să fie exclusă din sistem sau cel puțin supusă unui proces de consiliere. Ei bine, părinții demonstrau la fața locului pentru păstrarea acestei doamne, se opuneau categoric celor care doreau să o sancționeze, spuneau foarte clar că sunt oameni ocupați care nu au vreme să se ocupe de educația copilului lor, că nu-i deranjează faptul că cineva a ridicat tonul la ei, că puțină dojană, să spunem așa, nu strică, cu toți am primit câte o palmă la un moment dat și uite, n-am murit. Ce ne spune asta despre întreaga constelație, iată? Da, da, deci e un aspect problematic și unele lucruri care ne deranjează în educație vin din datorită faptului că părinții caută salvări individuale. Părinții sunt mulțumiți foarte frecvent de situații care convin strict copilului lor și uneori aceste situații vin cumva în detrimentul altor copii. Adică mulți părinți își doresc să nu aibă niciun coleg copil, colegi pentru copii care au dizabilități, care sau învață mai greu, grupuri sau vulnerabile, părinți care nu pot să investească la fel de mult. Sau pur și simplu un pic altfel, un copil mai energic din punct de vedere. Da, și presează în acest fel. Lucru care odată este foarte unfair, foarte trist pentru copii care vor fi penalizați în acest fel, dar până la urmă este prost chiar pentru copiii vizați, pentru că educația în situații de diversitate este o educație care chiar te pregătește să funcționezi într-o lume în care ai parte de diversitate, deci e un aspect direct educațional, calitatea educației e mai bună în situațiile astea în care ai și copii bogați, ai și copii mai săraci, ai și romi, ai și copii cu care interacționezi mai greu, dar e și un efect agregat neplăcut la nivelul societății. Deci dacă societatea în mod sistematic își va marginaliza niște grupuri și le va lăsa în afară, trendul va fi unul prost. Societățile cu inegalitate și discriminare încep să aibă probleme serioase și de democrație, dar și de dezvoltare economică și de criminalitate și așa mai departe. Spuneai un lucru foarte interesant și l-am discutat la Fără Prejudecăți, anume faptul a lăsa afară o categorie. Și au fost oameni care ne-au întrebat la un moment dat de ce în emisiunea Fără Prejudecăți, care are specificul dizabilității și nu putem spune că are specificul dizabilității, ci o emisiune în domeniul social, în domeniul educației, la care lucrează persoane cu dizabilități, am tratat la un moment dat problematica copiilor supradotați, copiilor capabili de înaltă performanță în România. Ei bine, observăm că cei cu dizabilități sau cei din grupuri vulnerabile aflați la o parte a clopotului lui Gauss sunt excluși, sunt lăsați afară. Elitele, e bine, ce se vede, se află exact în aceeași situație. Sunt marginalizați, sunt dați afară de la ore, sunt considerați de profesori copii obraznici, nesimțiți, care deranjează ora. Nimeni nu le-a aplicat, nu știu, vreo evaluare, vreun test, să vadă că, de fapt, rezultatele lor sar mult din grafic și că ar avea nevoie, la fel ca primii, de o abordare individualizată, de o abordare care să răspundă setei lor, să spunem așa, de performanță, nu? Da, ce-aș vrea să adaug aici e că metafora asta cu clopotul și curba lui Gauss are niște limitări pentru că fiecare persoană are mai multe clopote ale lui Gauss. Deci, într-adevăr, e posibil că acești copii care sunt foarte ageri la matematică sau la ceva disciplină să aibă probleme de relaționare, să aibă probleme de comportament. Sigur. Și profesorii, de fapt, se penalizeze datorită acestui fapt. Ori ideea școlii este să acceptăm copii cu tot felul de caracteristici. Problema societății noastre în ansamblu este că mulți oameni nu sunt pregătiți să accepte diversitatea. Oameni care sunt diferiți
fie în termeni cognitivi, fie în termeni de performanță școlară, dar și pot să fie tot fel de alte atribute, religie, orientare sexuală, etnie. Am avut câteva întrebări în care am vrut să vedem cum se raportează profesorii la un trecut problematic din România, pornind de la ideea că uneori sunt invocați tot felul de lideri din trecut și politici dintre prezent și atitudini din prezent pot să fie legitimate prin numele respective și l-am ales pe Marșalul Antonescu pentru că... Și o persoană care a girat moartea sute de mii de persoane. Da, exact. Deci nu doar a girat-o, ci acum avem dovezi clare că a urmărit-o în mod foarte clar. Deci aproximativ 280.000 de evrei au fost omorâți, câteva din uciderile cele mai atroce din întreg al doilea război mondial îi se datorează. E adevărat, a avut și aspecte eroice, a fost judecat și executat de comuniști. Deci, ca orice personalitate istorică, poți să vezi câteva lucruri și luminoase și întunecate. Dar l-am ales pe Antonescu pentru că, din perspectiva cuiva care a studiat acea perioadă, partea negativă e copleșitoare. La fel cum în cazul lui Hitler, știm că era vegetarian și că nu fuma și sunt niște atribute cu care putem să rezonăm, nu ne punem problema că el ar fi pentru asta un personaj mai degrabă pozitiv. Deci exact. Întrebarea avea câteva categorii de răspuns în care puteau să spună a fost respondenții că a fost un personaj foarte pozitiv sau că a fost un personaj controversat, dar mai degrabă pozitiv, mai degrabă negativ sau foarte negativ. Și au fost mulți care s-au plasat. Proporția profesorilor care afirmă că Mareșalul Ioan Antonescu a avut un rol pozitiv în istorie este mai mare decât a celor care afirmă că rolul său a fost negativ. Da, da. Deci, sigur, noi nu știm dacă în spatele întrebării unii dintre ei sunt fericiți cu Antonescu pentru că sunt neinformați și nu știu că au omorât atât de mulți oameni și își amintesc doar partea eroică, finalul lui, sau unii sunt chiar fericiți că Antonescu a avut niște politici anti-romi foarte dure și criminale, deci nu îi punem pe toți în aceeași oală, dar rămânem cu faptul că sunt profesori și ar trebui să fie informați, pentru că oricând la clasă pot să apară discuții de acest fel, ori dacă ei legitimează un tip de discurs în care Antonescu sau legionarii, apar și ei într-una dintre întrebări, sunt descriși a fi niște persoane minunate din istoria României, în discursul public actual se fac ușor tot felul de conexiuni. Aha. Și legitimări pornind de la personalități de acest tip. Care au fost din aceste analize pe care voi le-ați făcut lucrurile care pe voi ca autori v-au frapat, v-au bulversat cel mai tare? Nu am fost cu totul surprins de rezultate pentru că înainte de acest studiu am avut un studiu calitativ cu interviuri și în interviuri îți dai seama cam cum stau lucrurile fără să poți să pui degetul, fără să pui niște cifre, ca și cum ai spune, aici în studio e cald, dar nu pot să spun câte grade sunt. Ori acest studiu ne-a măsurat mai precis. Vine cu termometru. Cu termometru și de asemenea cu posibilitatea de a face comparații cu restul populației, de a face comparații între vârste, între tipuri de localități. Între medii, iată, exact. Mediul rural, mediul urban. Între medii, da. Și sunt ultimele secunde, de fapt, ale intervenției noastre. Un studiu controversat pe locuri, un studiu foarte citit, un studiu care este foarte luat în discuție din partea autorului principal. Aș vrea acum concluzia. Ce ți-ai dorit tu să rezbată pentru mediul de învățământ din România, dar nu numai, și pentru publicul larg, pentru părinți, pentru beneficiari, pentru toți din acest studiu? Concluzia este că oamenii sunt tot mai conștienți că educația e importantă și de aici și popularitatea acestui studiu. Ori noi suntem societatea în care sistematic în guvernă, Ministerul Educației a fost marginal, a fost dat adesea unor persoane nepregătite, am avut 20 și ceva de miniștri, acum suntem de aproape o lună fără ministru.
ministrii care vin stau 3-4 luni și cei care întreabă pe părinți dacă sunt de acord cu vacanțele școlare. Da, și care adesea sunt obsedați de universități, de sistemul universitar sau chiar de sistemul de doctorate. Ori aici e o nepotrivire gravă între așteptările publicului și ceea ce oferă sistemul politic și guvernarea. Și lucrurile astea se pot repara doar dacă lumea discută mai mult, se informează mai mult și presiunea crește în loc să scadă. Deci concluzia de ansamblu este, avem o problemă, problema asta nu va dispărea, se va agrava și tot ce putem face este să presăm și să stăruim. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost alături de noi la Fără Prejudecăți. Doamnelor, domnilor, noi mergem acum mai departe. Colega mea, Raluca Avram, a gătit din nou o rețetă delicioasă. Vă invit să vedem chiar acum despre ce este vorba, după care revenim în platou. Rămâneți cu noi! Salutare tuturor! Salutare, Raluca! O nouă rețetă gătim astăzi. Știm că cea de săptămâna trecută, tortul cu fructe pregătit de Raluca, a fost un real succes. Vă mulțumim pentru toate mesajele pe care ni le-ați trimis pe Facebook. Foarte mulți telespectatori, Raluca, curioși și curajoși, au încercat să facă rețeta ta și ne-au spus că le-a ieșit foarte bine. Ce gătim azi? Astăzi vom pregăti o salată de bœuf. Salată de bœuf. Mai complicat decât tortul de data trecută? Pot să vă spun că da. Hai să vedem. Ce avem nevoie pentru salată de bœuf? Avem nevoie de legume. Legumele. O să le punem imediat la fiert. O să vedeți lucrul ăsta. Aici e o bucată foarte mișto. Avem nevoie de o bucată de carne. Ce carne? Carne de vită? De vită. De vită. Carne de vită. O punem și pasta la fiert cu legumele avem imediat. Avem nevoie de castraveți. Castraveți. Și ou. Mă pui să-i tai așa mărunt, mărunt? Da. De capul meu. Așa? Pus, avem nevoie de sare. Sare, avem aici pregătite ulei, toate. Ulei și muștar. Facem maioneză? Da. Hai de capul meu, nu știu, dacă fac eu maioneză, s-ar putea să se taie. Cred că tu o să te ocupi, eu te ajut, bine? Bine. Să-i dăm drumul. Prima dată am zis că punem legumele la fiert în cuptă, nu? Pentru că se fac mult mai repede. Apa am pus-o deja la încăzit. Hai, Ralu, te rog. Așa, cu grijă. Le punem acolo, am pus și un pic de sare și mai pe ce? Pe care, opa, Țelina. Să toate se vor fierbe, punem și carnea tot aici cu ele. Și cartofii. Și cartofii, exact. Stai să mănânc după carne. Bun, doi cartofi. Astea toate urmează după ce se fierb să le tăiem. Și acum punem și carnea acolo. Excelent. Și nu o să stăm să pierdem vremea, o să ne apucăm de făcut maioneză. Ne pregătim de maioneză? Da. Na, hai să vedem ce faci pentru asta. Trebuie să spargem ou. Haide, capul meu, tu să te ocupi, te rog. Că tu ești șefa în bucătărie. Spargem în cană? Si. Acum, de fapt, separăm albuș de gălbenuș. Cu atenție, exact cum o vedeți pe Raluca, mamă, îmi știe, perfect, bravo, Ralu. Bun, am pus ou, acum? Bun, un pic de muștar. Ia să văd. Toate astea, am aflat secretul de la Raluca puțin mai devreme, se pun în bol de plastic, nu de sticlă. Așa se face maioneza, pentru că altfel și că se taie. Raluca știe ce face aici. Hai să vedem. Te ajut, Raluca? Chiar te rog. Hai să pornim mixerul. Și eu îi pun ulei, puțin câte puțin. Mai pun? Da, da. Îl pun pe tot? Da. Ultimele picături de ulei. Și maioneza e gata, Raluca. Maioneza excelentă. Ne ajunge? Eu zic că ne ajunge, așa-i? Da. S
sau fiere gumele, Ralu, așa e, cu cupta noastră minune, că altfel așteptam o grămadă. Și acum trebuie să le tăiem, să le pregătim pe toate. Avem mult de tăiat, nu? Da. Până ni se lungesc cu rechile. Hai să începem. Cu ce începem? Cu castraveți. No, hai, cu castraveți. Eu mă iau după tine. Tu îmi explici. Se dă în două. În două prima dată. Aha. Castraveți murați. Ăștia tu i-ai pus la murat. Da, tati. Tati. Să soc. Tu ai luat viteză pentru că... Luca. Și se daie mărunt. Hai să-i punem în oală. În vasul în care se vor amesteca. Dacă te ajut eu. Așa. Trebuie să tragem asta aici. Deci vom amesteca toate ingredientele. Mama, tăiem o tură de castraveți și tot așa. Hai să tăiem și carnea. Tot așa. Bucățele mici, mici, mici. Da. Mă iau după tine, aștept să văd ce pe faci care tu. Trebuie să luăm de pe os. Pe os. A, așa, hai că te ajut și eu. Bun, am terminat și cu carnea. Amestecăm cu restul compoziției. Hai, Ralu. Până acum avem carne și castraveți murați. V-am zis eu că o să... Mi se lungească urechile cu foame până terminăm toată grămada asta de legume, da, așa e că gătești. Păi mi-ai făcut salată de bebe până acum? Mm-hmm. Prima dată? Prima dată. Hai de cap, o să ne iasă, Raluca? Ce părere ai? Sperăm. Sperăm, sperăm, suntem chiar convinși. Am mărunțit morcovii, așa, Ralu, eu o să-ți dau oala și tu îi golești înapoi împreună cu celelalte ingrediente, așa-i? Da. Ia, să vedem. Vai, și ce bine miroase, da, 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 da. Tu iei un pătunjel, văd că, atunci eu o să tai un cartof. Și acum tăiem ouă, mai ales Raluca, o să te ajut și eu promit. A, foarte bun morcovii. Vreau prima dată să văd, Raluca, cum tai tu ouă, ca să știu cum să fac, știi? Toate ingredientele se pun acum în bol. Acum chiar le avem pe toate dacă punem și ouă. Un bol plin cu salată de gof. Parcă am gătit pentru 100 de oameni, bine zice Raluca, și acum ăsta plin, Ralu, bolul ăsta mare, noi trebuie cumva să facem să le amestecăm. Ții tu bine? A, așa. Sau vrei să amesteci tu, să țin eu? Amestec, pentru că eu țin. Am înțeles. Ok. Bun, ele se amestecă bine pentru că noi le-am pus straturi, după cum le-am tăiat. Și acum, uite, le vedem pe toate. Ies la iveală castraveții murați, cărnița. Exact. Uite, ouă. Ce bine l-ai tăiat, Ralu. Acum, Ralu, adaugă maioneza. O punem pe toată? Da. Punem pe toată. Bun. Maioneza pe care am făcut-o pic mai devreme. Așa, ajută-mă, te rog. Din tot bolul ăsta pentru 100 de persoane, noi o să facem un aranjament ca să gustăm noi acum, așa era, lui te ajut eu, așa, cu multă maioneză, nu chiar foarte multă. Bun, ne-am pregătit din bolul cel mare un aranjament decorat de Raluca. Ia, hai să ne punem, Raluca, pe pâine prăjită. Poftim. Hai, cred că... Îmi iau pe aici. Ia, liniștită, tu ce zici? E bună la gust? Nu știu, da. Da, așa după cum arată. Mie mi se pare că arată foarte bine. Sper că am pus cam mult. Am pus un pic de sare. Raluca, ți-a plăcut? Foarte mult. Pentru mine a fost foarte util să te testesc. Și vă aștept la atelele sfinte pe emisiunea Fără Pe Cutică.
și sperăm să iasă, să vă iasă și prietenilor mei și tot care vor să înceapă această salată minunată. Deci clar că ne vedem săptămâna viitoare. Am revenit în platou, doamnelor, domnilor, și vreau să vă atrag atenția asupra unui eveniment interesant care va avea loc în data de 3 noiembrie. Vom vorbi în ediția viitoare a emisiunii Fără Prejudecăți despre sărbătoarea notului cu Otilo Demeny. Pe sora lui, pe Helga Demeny, ați cunoscut-o tot la o emisiune de-a noastră atunci când ea a notat fără întrerupere timp de 24 de ore pentru cauza copilașilor care au epilepsie. Ei bine, acum Otilo realizează acest proiect, sărbătoarea notului, la care sunteți invitați să vă scrieți cât mai mulți dintre dumneavoastră, iar parte din bani vor fi direcționați către copii care nu au resurse și care își doresc să facă not. Ei vor beneficia de cursuri gratuite realizate chiar de către Otilo Demeny, cel care a inițiat acest proiect, împreună cu colaboratorii săi pe care, așa cum spuneam, îi vom cunoaște săptămâna viitoare. Mergem acum mai departe, crossul Run for Andrea, cel care a avut loc în weekendul trecut la Cluj-Napoca, a fost un succes. Urmărim imagini, după care revenim în platou chiar cu Andrea. Andreea este redactor și realizează emisiunea Inclusiv la Radio Cluj, care promovează incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, și e colaborator permanent al emisiunii Fără Prejudecăți, cu aceeași tematică la TVR Cluj. Faptul că este nevăzătoare nu a reprezentat un obstacol în calea ei pentru a fi jurnalist. A testat de curând un dispozitiv care ar ajuta-o să se descurce mai bine la muncă și în viața de zi cu zi. Acesta însă costă 4.500 de euro. Colegii săi de la radio au organizat un cross, iar taxa de participare a intrat automat în cont. Participanții nu s-au lăsat intimidați de ploaia torențială și au pornit în alergare pe aleile Parcului Central din Cluj-Napoca. Andreea a alergat alături de ei și a ajuns la finish încurajată de ceilalți participanți. Asta a fost chiar o mobilizare, deci ne-au venit ascultători, oameni în vârstă, a venit inclusiv o doamnă în vârstă de 82 de ani cu fiica ei. A fost o tură scurtă, plăcută, ne-am simțit bine și sper că am reușit să o facem ca Andreea să se simtă bine. Facem sport de masă, ceea ce înseamnă că ne punem cu vremea asta, care nu-i tocmai bună, și ne simțim bine. Să spui numele tău? Andrei Suvereșan. Din banii strânși, din taxa de înscriere la cross și din donațiile în cont, urmează să fie cumpărat dispozitivul Orcam My Eye, un aparat special care o ajută să își desfășoare mai ușor munca pe teren, să scaneze fețe și să identifice mai ușor interlocutorii. Acestei cauze s-au alăturat și cei de la asociația Bird Brothers, care au strâns până acum jumătate din suma necesară. S-au strâns 2800 de lei acum aici. Și cel mai important, cred eu, că s-a arătat încă o dată că oamenii sunt frumoși și că cred și că împreună putem face lucruri. Donațiile se pot face în continuare în contul bancar deschis de asociația Bird Brothers. Le mulțumim bărboșilor de la Bird Brothers pe această cale pentru că au ajutat-o pe Andreea și o ajută în continuare. Andreea este deja în platoul nostru, te salutăm. Și eu te salut, bine te-am găsit. Udălioarcă erai în filmarea respectivă. Da, era genul respectivă. De ploaie care strecea prin două straturi de hanorac și un strat de lenjerie, țin să-ți spun. Dar cu zâmbetul pe buze, te-ai distrat. A fost distractiv. La un moment dat era vorba că se amână, dar oamenii care au venit acolo să alerge au spus pe naiba, dacă tot am venit, o să alergăm. Împreună cu rațele care ieșiseră din lac, deci a fost destul de amuzant. Și înțelegem că în curând vei veni, ne vei prezenta la Fără Prejudecăți Orcam My Eye. Abia aștept să vă prezint Orcam My Eye. Mai există o parte din sumă, încă mai trebuie strânsă, dar primul loc unde o să prezint dispozitivul va fi cu siguranță aici. Știu că am făcut un mic material pe care l-au văzut cei care ne urmăresc emisiunea. Ai participat la o mică etapă de test a acestui dispozitiv. Cum a fost? A fost un test oficial în luna iunie, a fost ceva extraordinar. Ți-am spus, există aplicații care fac parțial din ceea ce face Orcam, dar în niciun caz nu își îndeplinesc rolul atât de bine ca instrument practic în viața de zi cu zi. Ce face acest Orcam?
citește orice fel de text tipărit în câteva secunde, ți-l fotografiază și ți-l citește cu voce tare. Îți identifică fețe, îți identifică produse. Deci dacă eu o să memorez în dispozitiv fotografia cu tine, nu te vei mai putea strecura pe lângă mine pe coridor sau pe stradă, pentru că îmi va spune imediat Ovidiu Damian în momentul în care te detectează. Extraordinar. Și pentru că știm, tu participi la foarte multe evenimente, la conferințe de presă, intri desea în săli în care e plin de lume, e plin de lume și în care nu știi, da, în care nu știi dacă e cineva în sală pe care îl cunoști. Și este foarte important, este un ajutor dacă îți aduce această informație. Să știi că noi vedem acum în imagini chiar momentul în care colega noastră de la radio te aducea la finalul crossului în foișorul. Mă aducea, e foarte bine spus, pentru că abia reușeam să mă mai târăsc. A fost, recunosc că am și trișat un pic. Ai făcut ce? Un pic am trișat, dar numai un pic. Adică... Am tăiat un pic o distanță, un pic din distanța de alergare, dar nu foarte multă, pentru că efectiv nu puteam să țin pasul cu colega mea, care era extraordinar de rapidă și de bine antrenată. Salutăm așadar demersul bărboșilor, nu-i așa? Da. Da, au fost extraordinari și la fel și oamenii care au venit, dintre care unele povești chiar interesante. Pe locul 2, de exemplu, a fost un pastor unitarian care mi-a spus că a alergat atât de repede pentru că se grăbește la slujbă. Wow, ce frumos! A alergat și un cățel despre care nici acum nu știm cine e și al cui a fost. Iată o inițiativă extraordinară, doamnelor, domnilor, a colegilor de la Radio Cluj, o inițiativă prin care o susținem cu toții pe Andreea pentru a avea acest dispozitiv atât de necesar, atât în viața personală, dar mai ales în viața profesională. Mergem acum mai departe. Ce ne pregăti pentru astăzi? Știu că ai o invitată care urmează să vină în platou. Un eveniment zgomotos, un eveniment colorat și creativ, Carnaval al Grădiniței Malteze. Imediat despre acest lucru vedem acum jurnal special cu știri pregătite de colegul meu Bogdan Cristea, după care venim cu acest carnaval. Rămâneți cu noi! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la știri cu Bogdan Cristea. Nic s-a născut fără mâini și fără picioare, dar acest lucru nu îl împiedică să trăiască o viață incredibilă. Priviți! Nic Vujicic nu are nici mâini, nici picioare. Cu toate acestea, a învățat să înoate, să facă surf, să sară cu parașuta sau să devină speaker motivațional și să vorbească în fața a mii de oameni. Nic este adesea invitat în diverse colțuri ale lumii pentru a povesti oamenilor experiența sa. Doctorii nu și-au imaginat vreodată că voi putea merge. Și iată că astăzi merg, spune Nic, cu mândrie. El conduce în același timp două afaceri și are zeci de angajați. Motoul de viață al lui Nic este foarte clar și direct. Nu te teme de muncă, nu te teme să încerci, nu te teme să-ți faci contacte. Nu fii timid, încearcă. Nu se știe niciodată pentru cine poți deveni o sursă de inspirație. Justin Gergos este un atlet cu paralizie cerebrală la finalul unei curse de atletism. Justin a avut o surpriză de proporții. Haideți să urmărim întreaga poveste. Sportivul paralimpic se antrenează din greu pentru că visează să-și depășească propriul record de alergare de peste 2 ore într-un semimaraton. La finalul unei curse în Oregon, Justin a trăit o experiență fantastică la care nici nu visa. Îl vedeți în imagini bucuros pentru că a terminat cursa. Însă habar nu avea că una din cele mai mari companii de articole sportive din lume îi va oferi un contract de atlet profesionist. Justin devine astfel primul sportiv cu paralizie cerebrală din lume, care este imaginea unei companii sportive de renume mondial. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Bogdan Cristea și vă invit să rămâneți cu noi, fără prejudecăți, continuă la TVR.
Am revenit, doamnelor, domnilor, cu Andreea și cu invitata sa, pe care te rog pe tine, Andreea, să o introduci. Doamna Anca Maier, președintele Asociației Be Inclusiv, este alături de noi pentru a ne vorbi, așa cum am spus, despre un eveniment zgomotos, colorat și creativ. Bine ai venit, Anca! Bine v-am regăsit! Carnavalul Grădiniței Malteze, spune-ne, te rog, ce a fost mai exact, ce activități au fost, ce au făcut copiii ieri? Mulțumesc! A fost, de fapt, a patra activitate în cadrul unui proiect european, The Citizens Are United. Beneficiarul acestui proiect european este Grădinița Malteză, mai precis copiii cu dizabilități de acolo. Ieri ne-am simțit foarte bine împreună, copiii din 6 școli de masă, o școală specială, 2 grădinițe de masă și copiii de la Grădinița Malteză. Ne-am costumat, am defilat, ne-am prezentat costumele. Ne-am simțit bine toți împreună. Au fost niște copii foarte drăguți și veseli. Și să amintim și faptul că activitățile voastre ale Asociației Be Inclusiv au câștigat la o importantă competiție. Da, așa e. Fiecare școală participă la o competiție națională cu activitățile pe care le desfășoară în săptămâna de școală altfel. Anul școlar trecut, școala mea, Liceul Teoretic Lucian Blaga, a propus ca activitate de succes târgul expoziție Muguri de Lumină, care s-a ținut la Facultatea de Psihologie. Și cu acea activitate noi am câștigat locul întâi la faza națională, pe domeniul cetățenie democratică și responsabilitate socială. Și în această săptămână foarte multe școli au săptămâna de școală altfel, de aceea și evenimentul noi l-am programat astfel încât multe școli să poată participa și copiii să fie dornici a se implica în astfel de activități. Cât de greu e să faci copiii cu și fără dizabilități să lucreze împreună, să se joace împreună la aceste evenimente? Nu este greu, este chiar ușor. Important e să găsim acele teme de interes pentru toți. Și noi, prin acest proiect european, am încercat să creăm diferite contexte. Deci prima noastră activitate a fost în februarie cu zilele porților deschise la Grădinița Malteză, ocazie cu care ne-am cunoscut. A doua activitate a fost această expoziție la facultate în care am încercat să stimulăm creativitatea pe parte de abilități artistico-plastice și am susținut donațiile pe care le-au făcut copiii oferindu-le produse realizate de alți copii din alte unități. A treia activitate a fost o activitate sportivă, micii bicicliști în jurul datei de 1 iunie. Și acum această activitate e carnaval. Personajele preferate pe care le-au întâlnit în cărțile citite au luat viață ieri prin costume create în mare parte de către copii. O inițiativă extraordinară, eu îți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost alături de noi și cu siguranță te așteptăm din nou cu alte mesaje de acest fel și cu acțiuni de acest fel în comunitate. Vă mulțumesc! Mulțumesc și ție, Andreea, vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați urmărit. Sunt Ovidiu Damian, ne revedem săptămâna viitoare. La revedere! Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.